Când e lumina, vii și aprinzi și la ceilalți. S-a avut și ei lumină, cum avem și noi. Avem aici cei care sunt răpăsați și trebuie să le aprindem și noi lumânare. Viorica Rafailă și Constantin Ciocoiu sunt frați și au văzut împreună, coborând în groapă, părinții, frații și soții. Am rămas singuri amândoi. Atât ne-au mai rămas să venim aici, a spus cu vocea tremurândă Constantin. Avem morți aici, din familie, soția, părinți, frați și frate și părinți. Ne-a dus, stăm la înviere la biserică. Întâi am venit la înviere la Sfântul Gheorghe. Am stat la înviere acolo și am luat lumină de acolo și după ce s-a terminat slujba, prima slujba acolo, am venit în cimitir. Să aducem la rudele primare a noastră și la ceilalți. Există o viață și dincolo pentru ei, dacă noi nu avem grijă de ei și nu reușim să le facem toate cele de cuvință aici pe pământ, acolo sus, exact ca un bolnav care nu e îngrijit.